Magic Help este pentru noi ca o binecuvântare. Bună, numele meu este Adriana Banu și coordonez proiectul Magic Help. Magic Help este o aplicație de mobil prin care familiile care au un copil cu afecțiune gravă sau cronică pot beneficia de produse și servicii gratuite direct de la partenerii noștri înscriși în program. De-a lungul timpului au venit către noi foarte mulți părinți care aveau nevoie de ajutor. Părinți sărăciți de boala copilului și care vânduseră uneori tot pentru a continua tratamentul. Unii dintre ei nici măcar nu mai aveau ce să pună pe masă, iar Magic Help este un pachet de beneficii prin care ei pot merge la un salon de înfrumusețare sau prin care pot accesa meniuri de mâncare sau își pot trata dantura cu probleme, astfel încât ei să poată continua tratamentul copilului și să nu simtă că folosesc bănuții aceia pentru beneficiile lor personale sau ale fraților și surorilor copilului cu afecțiune gravă. Am beneficiat și de consultații stomatologice, tort pentru ziua Georgianei, fetița cu autism, tratament cosmetic. Prin intermediul aplicației Magic Help se pot accesa servicii din categoriile mâncare, cazare, transport, timp liber, sport, educație și multe alte servicii și produse de care aceste familii, sărăcite de tratamentul și boala copilului, au mare nevoie. Nu ne gândeam vreodată că o să putem să le accesăm din cauza problemelor financiare, pentru că dacă ai un copil cu afecțiune, atunci toți bănuții sunt redirecționați către copil. Înscrierea este foarte simplă. Părintele se înscrie în baza unui document medical al copilului, intră în aplicația Magic Help și în funcție de nevoile pe care le are, poate accesa produse și servicii gratuite direct de la partenerii noștri. Bună ziua! Bună ziua! Am rezervat și noi un tort prin aplicația Magic Help. Da? Ia uite, Maria! Ce zici, dăm și o lumânare lui mami? Da. Cum ți-ar plăcea să fie lumânarea? Una aurie așa, care îndeplinește dorințe? Tot pentru beneficiarii noștri am creat comunitatea părinților pe Facebook, un loc în care aceștia se pot întâlni, pot comunica, pot întâlni specialiști pe diverse domenii, astfel încât să poată merge mai departe și lupta pentru tratamentul copilului lor. Către toate lucrurile de care am povestit, găsiți link-uri în descrierea de mai jos.